Salut, sunt Cristian Necula, sunt antrenor personal și instructor de grup fitness la World Class Apicotroceni. Vă prezentați un antrenament pentru tenul inferior pe care îl vom executa cu ajutorul unei benzi elastice. Iată și exercițiile la care m-am gândit. Primul dintre ele, genuflexiuni, așezăm banda în dreptul genunchilor, pe sol picioarele stau așezate ușor în afara umerilor, vârfurile sunt orientate către exterior. Activăm abdomenul, coborâm în genuflexiune, tragem în exterior de genunchi și tensionăm banda foarte bine. Din lateral, mișcarea la gastră, coapse paralele cu solul, patele drept, abdomenul îmbătat. Pentru următorul exercițiu, vârfurile picioarelor vor sta orientate către înainte, avem distanța dintre șolduri, alternativ, tragem în exterior de câte un picior și avem grijă ca atunci când apropiem picioarele să păstrăm banda tensionată. Exercițiul următor va fi lucrat de la sol, ridicări de bazin. Așezăm tărbile pe sol cu distanța dintre șolduri, tensionăm banda foarte bine, trăgând în exterior de genunchi, activăm abdomenul, ridicăm bazinul și în partea de sus a mișcării încordăm bine și pe sine. Iar ultimul exercițiu este acesta. Rămânem la sol, întoarcem în laterală, flexăm genunchiul de jos, piciorul de sus, îi dăm o ușoară rotație internă, îi sprijinim cu ambele mâini pe sol și lucrăm abducții unilaterale din această poziție. Sugestia mea este să lucrăm câte 3 runde sau 4 runde din fiecare exercițiu, iar fiecare rundă să cuprindă între 15 și 25 de repetări. Vă mulțumesc și spor la antrenament!